Bună ziua, doamnelor și domnilor! Haideți să facem o etalare pentru dragoste interactivă, să vă gândiți dumneavoastră dacă acea persoană se va despărți de cealaltă persoană, deci de partener. Dacă aveți relație cu cineva care este cu o altă persoană și dacă se va despărți de acea persoană în următoarele luni, în următoarea perioadă. Am să vă rog să alegeți primul sau al doilea. Bun, haideți să vedem dacă ați ales prima, da? Haideți să vedem. Dacă se vor despărți, da? Văd aici o relație care acea persoană este cu cineva care parcă încearcă să se despartă sau au mai fost despărțiri între ei. Îmi iese aici trei de spade, turnul. Ei s-au mai despărțit, dar s-au împăcat. Îmi iese asul de bâte. Parcă din cauza persoanei cu care este, deci partenerului, la cine vă gândiți, are pe cineva și acel partener parcă tot timpul reușește să se împace cu persoana. Nu văd dragoste în această relație, poate au ceva împreună, obligații sau alte, poate au bani împreună sau casă sau stau pentru ceva material sau copii, sau, dar nu văd să aibă dragoste între ei. Dragostea parcă trei de spade, iarăși, nu, sota de spade. În următoarele 2-3 luni această pereche se va despărți și acum când se va despărți, se va despărți definitiv. Este o relație ce se va rupe. Mi este turnul, treiul de spade și spânzuratul, da? Și mi arată divorț, despărțire, asul de spade, da? Deci cei care ați ales primul se vor despărți sigur. Această pereche se va despărți, da? Haideți să vedem următoarea, dacă ați ales a doua. Haideți să vedem ce îmi spune aici. Cinci de bâte, regina de spade, opt de spade, zece de bâte. Aceasta este o pereche care, la fel, au copii. Persoana la care vă gândiți, cei de al doilea, va termina această relație. Acea persoană va fi care va termina acea relație. Văd că între ei doi este o ceartă, un conflict important, că la nivel intim este răceală, că au o distanță, o răceală emoțională, da, la nivel intim între ei, și că această distanțare, parcă în 4-5 luni, va fi o ruptură. În prima e și mai repede, dar asta va mai dura până se vor despărți. Este o relație complicată. Persoana la care vă gândiți este nefericită. Nu este bine în relația în care este. Va întârzia. Parcă perechea ei are forța și mijloacele ca să o aducă înapoi, ca să-l aducă înapoi, să stea cu el sau cu ea, da? Va întârzia această despărțire, da? Pentru că au ceva, are ceva ce obligă această persoană să rămână, dar eu zic că după 6 luni, să zicem, 4, 5, 6, până la 6 luni se vor despărți, după 6 luni va mai dura la această despărțire.
Da. Cam asta a fost pentru dumneavoastră. Sper să vă placă. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.